revoluție. A început apoi a treia revoluție. A treia revoluție industrială, de care sunt legate calculatoarele. Pentru că în această perioadă a apărut primul calculator, care nu mai seamănă deloc, dar absolut deloc, cu calculatoarele de astăzi. Primul calculator a apărut în 1943-46 ca rezultat al unei cercetări în domeniul militar. Știm cu toții că foarte multe evoluții tehnice, tehnologice, au apărut ca urmare a cercetării în domeniul militar. Aceasta s-a întâmplat în Pennsylvania, într-un laborator militar și se numea ENIAC. Ce este interesant, pentru că avea 500 de kilograme și trebuia un spațiu de 150 de metri pătrați aproximativ ca să poată lucra. Era o mare invenție, pentru că avea 2 kilo-octeți memorie. 2 ori 10 la a treia octeți memorie. Deci ceva infim față de ce avem astăzi. Față de telefonul dumneavoastră sau telefonul meu, care are memorii de giga. Adică exact. 10 la puterea 9. Deci era calculatorul în primele lui forme, solicita un spațiu uriaș, era o mașinărie foarte mare și cu performanțe foarte reduse, dar ne aflam la începutul automatizării și al calculului digital. Performanțe reduse pentru cerințele noastre de astăzi. A urmat apoi a doua generație de calculatoare legată de schimbarea evidentă a componentelor. Pentru că primul calculator era cu tuburi, al doilea a început să fie cu tranzistori. Și cred că anii 1950-1960 au reprezentat evoluția a celei de-a doua generație de calculatoare și, bineînțeles, și evoluția revoluției industriale. Asta a fost perioada respectivă, în care probabil că dumneavoastră nu erați născut, eu nu cred că vorbeam la vremea aceea, dar niște români, și l-aș aminti aici pe Victor Toma, a realizat primul calculator din Europa de Est, în afară de URSS, din această zonă fosta a țărilor de Europa de Est, a făcut primul calculator, se numea CIFA, bazat pe aceste principii. Noi ne mândrim cu acest lucru și vă mărturisesc că l-am și cunoscut cu mulți ani în urmă. El s-a născut în 1922 și a fost făcut membru al Academiei, membru de onoare al Academiei Române în 1993. Decorat apoi, după 1990, deci a fost pionier în realizarea unui calculator în România și recunoscut ca atare. Aș adăuga, până la Victor Toma, vorbind de contribuția românească, ar trebui să-l amintim și pe Ștefano Dobleja cu psihologia consonantistă, care este considerat, e drept mai mult de noi, creatorul ciberneticii. Pe plan mondial este amintit, dar altcineva este considerat a avea acest statut. În orice caz, adevărul istoric trebuie respectat. Deci avem o contribuție foarte importantă. Foarte bine îmi spuneați la un moment dat de contribuția lui Grigore Moisil, pe care la fel trebuie să-l situăm în această evoluție, Victor Toma. Prin urmare, și românii au o contribuție și o spunem cu obiectivitate și trebuie să-i și învățăm pe studenți lucrurile acestea sau pe elevii de liceu. Cred că trebuie să învățăm toate noile generații care exact. Vin după noi și după dumneavoastră chiar, pentru că asta este istoria noastră și nu poți clădi ceva fără să ai o bază. Și eu vreau să spun că această bază există, de aceea și informaticienii noștri tineri sunt atât de prețuiți în lume, pentru că a fost o extraordinară școală de matematică, pentru că suntem la emisiune de învățământ, pentru că de mult au intrat calculatoarele în școli, exact din generația 3-a de calculatoare de care vorbesc, și
Revoluția industrială a treia, pentru că iată aici suntem generația a treia de calculatoare, revoluția industrială, numărul 3, să-i spunem așa,